Deputatul Nicolae Păun va fi vizitat astăzi de vrăjitoare la Parlament. Femeile vor să-i ceară socoteală după ce politicianul a propus un proiect de lege prin care practicile oculte să fie interzise, iar persoanele care se ocupă cu astfel de lucruri să fie condamnate la ani grei de pușcărie. Alexandra Costin știe mai multe despre ceea ce se va întâmpla astăzi acolo. Alexandra, care este atmosfera acolo? Au venit deja vrăjitoarele la Parlament? Nu au ajuns încă, probabil se deplasează ceva mai greu din cauza ceții, iar pot să vă spun așa că vrăjitoarele sunt nemulțumite din cauza inițiativei deputatului Nicolae Păun, care inițial a declarat că vrea să interzică practicile oculte, apoi a revenit asupra declarației și a spus că nu dorește interzicerea în totalitate a acestor practici, ci vrea doar să le oblige pe vrăjitoare să plătească taxe și impozite pentru veniturile realizate. Vrăjitoarele însă spun că așa ceva nu este posibil, și asta deoarece veniturile lor nu sunt constante, plus că ele nu le cer clienților bani, ci aceștia le dau în funcție de ajutorul pe care l-au primit. Așteptăm și noi să ajungă aici în fața aparatului Parlamentului să vedem ce vrei și de scânte ce vor să facă. Mulțumesc pentru informații, Alexandru.